Eu vă spun că în politică și în viață toți sunt pot fi înlocuiți. Nu mă tem că acolo e PSD acum, nu? Da, pe după urmă? Da, da, pentru și primăria municipiului și de da, asta e viața unui politic, până la urmă. Dar eu sunt convins că eu n-am să-i cer celul la Suceava ceva care să mă ajute cu mine să fim de favorabil. Nu dă nimeni asta. Dar trebuie să ne gândim împreună la un hub, cum am spus eu, un fel de port uscat, în zona graniței cu Ucraina. Asta da, trebuie să vorbesc cu ei. Trebuie să ne gândim apropo de pe ăsta de la aeroport, dacă îl mai dezvoltăm sau nu. Sunt multe alte proiecte care pot fi făcute pe urmă. Nu știu ce să mă încurce, îmi pare rău pentru domnul Plutu, pentru că el a fost un om bun foarte bun. Ați accepta în urma unei negocieri cu PSD să-și impună ei cei de vicepreședinți, să rămâneți la vacanță de la CJ și să funcționeze cu locul cumva în ritmul normal? Nu cred că PSD-ul are încă puterea de a negocia cu mine. N-au cum acum. Nici eu vorbesc oricând cu ei. Dar, încă o dată, să fim aceeași ligă. Deci sunt lucruri serioase. Și dacă avem proiecte de aceeași măsură, vorbesc cu ei, dacă nu. Eu sunt convins că și acolo te-ai făcut multe schimbări. Așa cred. La nivel de nu mai aveți consiliul local de 17 mandate, ca și cum aș fi fost iar angajat să fiu consiliul local sau vicepreședinte. Așa e acolo. La noi nu e așa. Avem treaba mult, să știți. Este rămâneți și președinte la Camera de Comerț? Legal, da. Teoretic, va fi greu, numai că, în primul rând, Camera de Comerț, din păcate, dacă nu schimbăm legea, voi munci mult de schimbăm legea. Dacă schimbăm legea Camerei de Comerț, nu o să mai fiu. Pentru că, dacă devine un organism viu și care trăiește din banii proprii, asta e muncă de muncă. Așa, acum, e azotul cum e. E asta din banii mei. În banii mei și a filmat din muncă lăsat. N-ai cum să trăiești. Sunt 3 angajați, 4 angajați. Vom vedea. Camera de Comerț are, trebuie să aibă cu totul și toată amvergură și implicare în viața de zi cu zi a oamenilor de business. Așa cred și pe aici trebuie să muncim de subiectul ăsta. În momentul ăsta nu mi-a spus nimeni să mă dea afară. Am urmărit cu domnul Carabanaz și m-a felicitat. Și bineînțeles că a spus că totdeauna au avut mulți oameni politici care au avut mandate parlamentar și rămas să... Domnul Ciucă, ați vorbit după anunța rezultatelor? Vă dați seama că am vorbit de... Vă faci colonel, măcar așa? Da, am vorbit astăzi noapte cu dumnealui, am văzut și astăzi. E o surpriză plăcută. Bine, dumnealui, eu am o relație mai specială cu domnul președinte și el spunea că pariază pe mine și după mea. Adică, și vreau să vă spun că în condiții în care toți erau câștigă piatra, câștigă tare, știi? Mi-a spus că vreau să câștigă domnul Valeriu. Așa simt eu.